Salutare! Dacă ești în căutarea unui telefon, în jurul la 2000 de lei, am 3 propuneri pentru tine. Însă înainte de toate, vreau să discutăm altceva foarte pe scurt, tot legat de acest subiect. După cum ziceam și anul trecut, nu recomand să cumpărați telefoane pe sfârșit de an. De ce? Este destul de simplu. În aproximativ o săptămână de la momentul filmării, o să vedem noul procesor de top de pe telefoanele Android. Asta înseamnă că primele telefoane cu acest procesor vin în curând. Nu sunt fan al lui Samsung din cauza procesoarelor Exynos de pe telefoanele lor de top, însă se zvonește că vom vedea succesorul lui S20 în ianuarie, deci peste o lună și ceva. Dacă e să vorbim de telefoane mai de buget, până prin februarie-martie, deja ar trebui să vedem o grămadă de modele. Totuși, dacă ești fan Apple și vrei doar iPhone, atunci ceea ce am spus până acum nu se aplică. Adică, acum e momentul bun să-ți cumperi tu un telefon. Iar în acești bani îți recomand ori un XR dacă ții mult la design și la baterie și îl găsești la maxim, deci maxim 2300-2400 de lei nou în magazine, ori îți iei un SE 2020. Dacă vrei putere, poze ceva mai bune, însă un design urât și baterie slabă. Și acum, primul din lista mea, dacă chiar vrei să-ți cumperi acum un telefon pe Android, în jurul acestui buget, și anume 2000 de lei. Acesta ar fi, după cum ați văzut și dumneavoastră, Realme X3 Super Zoom. Puncte pro: putere, baterie cu o încărcare bună, ecran de 120Hz, 256 de GB de stocare și camere bune, a zice eu, la banii ăștia. Puncte contra: nu are jack de căști, ecranul este IPS, dar cel mai mare minus, nu are NFC. Dacă obișnuiești să plătești cu telefonul, ignoră acest smartphone. Da, știu, Mi 10T e la 150 de lei diferență, pentru care primești 144Hz, o baterie mai mare, o cameră ultra-wide, o idee mai bună, performanță ceva mai bună, sunet stereo, însă doar 128 de GB de stocare, care eu cred că fac diferență. Acum, dacă 128 de giga de stocare, ești tu sigur că îți ajung și nu prea faci poze sau filmări, ia Mi 10T fără îndoială, însă la doar 180 de lei diferență avem Huawei P40, care e deja în altă ligă la poză și construcție. Dar știu, avem tot 128 de giga de stocare, dar totuși, până la urmă, e un flagship. Camera principală e aceeași de pe P40 Pro, ai ecran OLED evident superior celor dinainte la redarea imaginii, de dimensiuni mai omenești, între ghilimele, practic mai comod de manevrat. Ai filmare 4K la 60 de FPS-uri atât pe camera principală din spate, cât și pe camera frontală, ai 5G și putere din plin, ai o baterie bună la cât este de mare telefonul și așa mai departe. Singurul mare minus e că nu are serviciile Google, iar eu personal nu mai pot folosi BTP-i prin nicio metodă pe P40 Lite 5G-ul meu, fără instalarea serviciilor Google. Faptul că ecranul e la 60Hz pe mine chiar nu mă interesează, nu mă joc pe telefon. Cel mai mult stau pe YouTube, mai scriu câte un scenariu pentru videoclipuri sau unele idei și mai folosesc un Snapchat, Facebook, cât de rar pot. Mai filmez cu el, mai fac o poză, cam atât. Dacă vrei un telefon pentru gaming, Realme X3 Super Zoom și Mi 10T sunt o alegere mai bună, însă pentru toți ceilalți, dacă nu aveți nevoie de serviciile Google, P40 e o alegere excelentă, evident dacă îl mai găsiți la banii aceștia, când vedeți voi videoclipul. Cam atât a fost, m-am lungit un pic mai mult decât aș fi vrut, însă sper că v-am ajutat. Eu am fost Roman, până data viitoare, sănătate multă!